După lungi așteptări, Centrul Perinatologic din Bălți își schimbă sediul. Secția de ginecologie din cadrul maternității a fost deja transferată în incinta Spitalului Clinic din oraș. Noul sediu va fi dotat cu echipament medical modern și cu tot mobilierul necesar. Costul lucrărilor se cifrează la 14 milioane de lei, bani alocați de Ministerul Sănătății. 5 milioane de lei au ajuns deja în contul spitalului. Aici urmează să fie încă o internare de extremă urgență. 4 femei pot naște și concomitente că pot avea loc încă 2-3 cezariene paralel. Valentina are toate șansele de a naște în secția perinatală nouă și să se bucure împreună cu bebelușul său de condiții de internare mult mai bune. Меня срок в апреле. Это хорошая идея, то что переносят роддом в новое отделение, что у каждой беременной, потому что это та же самая гигиена, те же самые дети, чтобы друг друга не будили. Это замечательная возможность и поднять, можно сказать, квалификацию в городе. И жить и радоваться тому, что дети появятся на свет в хороших условиях. Iar această mămică din Drochia a născut deja 3 copii la centrul perinatologic din Bălți. În curând urmează să-l aducă pe lume pe cel de-al 4-lea. Da, dacă s-a făcut așa saloanic, mămica are posibilitate să aibă baie în salon, să nu alerge pe coridor. Pentru că știm când naști puiul, vrei toată atenția să îi oferi atunci lui. Cred că este binevenit. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Sănătății a finanțat cu 5 milioane de lei demararea lucrărilor de reparație al centrului perinatologic din cadrul Spitalului Clinic Bălți. Medicii de serviciu care sunt în noapte, chirurgii, terapeuții, ginecologii, reanimarea, vor putea să acorde ajutorul de urgență tuturor pacienților, femeilor gravide care vor fi, se vor adresa din municipiul Bălți. Noi eram la o distanță de 5 km de sediu central, deci uneori era o povară și unde crea impedimente. Serviciul ginecologie își are sediu la etajul 2 al blocului Spitalului Clinic Bălți, deci este desfășurat la moment pe 25 de paturi, care include inclusiv și paturi oncoginecologice. Felicia Rusu este una dintre primele paciente de la noua secție de ginecologie. Condițiile foarte bune. Stăm 3 în palată, este lavoar, este liceu, foarte bun. Și atâmnat la lucrătorul medical tot pe nota 10 sau 20, pot spune. Am trecut într-o secție mai largă, mai dotată, pentru pacienți în special. Avem o sală noastră de operație aparte pentru secție ginecologie. E bine, dar o să fie și mai bine. În noul centru perinatologic vor putea veni mămicile din toate raioanele de nord. Cu vreo 5-6 ani în urmă, noi avem până la 4.000 de nașteri de an. La momentul de față, ne-am cu greu ne ridicăm în jur la 3.000. Deci aia, în raioanele unde nu sunt specialiști, nașterile se vor petrece aici la noi la Bălți. Clădirea în care se află acum centrul perinatologic are o vechime de aproape 70 de ani. Până în luna aprilie, toate secțiile de aici vor fi transferate în incinta Spitalului Clinic Bălți.